Dar să vă zic că cuvântul ăsta nu e bine. Realmente, leagănul ăla era acolo și mi l-a răsturnat. Și vântul o smurs ăsta, acum l-am aranjat. Ăla l-am pus că, dar o căzut jos și s-a desprins aici. Dar că l-am aranjat și l-am pus aici ca să, că acolo nu era nimic în spate și așa. Și-o dat șoro alert telefonul pentru că să nu ăsta, să nu dăm fum afară, adică să nu dăm foc, pentru că e foarte periculos și cuvântul pentru că poate să ia foc în jurul da, am dat-o foc și de asta e acolo ei de feginie aia mai dădeau foc puțin și asta e singura problemă. Vedeți voi că un peisaj e cald afară, este foarte cald, dar dacă n-ați vântul ăsta ar fi o foarte, foarte, foarte bine. Și da, e foarte cald, un peisaj foarte frumos, după cum vedeți că cerul este foarte frumos așa cu norii lui. Să nu vină ploaie, doar atât, pentru că am auzit că o să fie căldura asta, dar o să vină iarăși, cum să zic eu, cum aș păsările zboară, vine ger, să nu vină ger, și frigul o să am auzit eu că o să vină, dar sper să nu vină pentru că nu-mi place așa ceva. Și poate cu orele mai trece o să filmăm și peste câteva. Oricum, live-ul ăsta e foarte fain, o să fie fain și mai multe chestii despre asta. Dar doar hai că ieșim și să mai vedem și mai efectuăm și noi. Dacă n-ar fi vântul ăsta, totul ar fi ok. Pe bune, totul ar fi ok. Uitați. Cum e totul, acolo este după, dacă se vede, e și soarele ăsta foarte mare și călduț, dar doar dacă n-ar fi vântul ăsta și la umbră nu-i cam ok, la umbră deloc nu-i ok. Plexurile astea, poate vă întrebați unde suntem și unde filmez eu acum, că e așa fain cum e. Pe George Coșbuc, pe strada George Coșbuc suntem, da, și este foarte cald și bine, adică de ce să nu fie bine locurile astea și am zis să ies și eu să filmez puțin pe aici, să dau și eu ceva frumos. Deci nu dau foc. Nu? Că așa un screenshot la imagine. Da, da, ce mașină faină, ia, ia, fo-ho-ho. Și-o făcut garaj. Și că nu înțeleg cum și-o făcut ăștia. Ia, de acolo au construit ei și după aia au vând cu mai scump. Vreau să fără puțin, foarte, foarte puțin, ce-au făcut. Ceva foarte, foarte comic a făcut. Uite aici. Geamurile literalmente slipite, suspendate. Păi vă dați seama în ce hal o să facă geamurile? În ce hal o să se facă geamurile? În felul... În felul acesta, literalmente toate geamurile o să se facă un praf. Nu știu ce o să fac cu geamurile alea, o să fie un praf, ce o făcut acolo. Hai că mizerie mare se face. Hai că vine ăștia de la mâncarea, nu. Ok. Mâncarea. Și ce construiesc, Și da. Foarte frumos.
Dacă orice ar fi bine, doar dacă n-ar fi vântul ăsta. Ar fi totul ok. Și cutia poștală, gardul mișcă și de asta se mișcă și cutia poștală. Vedeți? Da. Cam acesta a fost live-ul. Ne revedem și ne auzim data viitoare. Hai, pa!